spus ceva, poate chiar ceva mai mult despre cel care a fost Ovidiu Drimban, care ne-a părăsit în urmă cu 3 săptămâni și în sensul acesta dați-mi voie să mă refer puțin la el, să, că e bine să nu ne uităm noi între noi, nici pe cei mai de demult, nici pe cei din timpul nostru. În noaptea de 28 spre 29 aprilie, anul curent, a încetat din viață la locuința sa din București. Vreau să vă spun că locuiam între strada Spătarului și Armeneasca, pe strada Speranței, la numărul 28. Profesorul și scriitorul Ovidiu Drimba, născut la 2 septembrie 1919, la Marginea, o localitate din județul Bihor. Personalitate enciclopedică a culturii române, autor printre lucrări de seamă al istoriei culturii și civilizației, care a fost proiectată să aibă 13 volume, dar se pare că n-a reușit decât primele 3 volume să le aducă la final. Singura această lucrare, singura de acest tip în cultura noastră și care a fost începută la îndemnul lui Lucian Blaga. Născut în familia unui învățător patriot, participant la Marea Unire din 1918, a urmat liceul Emanuel Gojdu din Oradea, între 1930 și 38. Deci pe vremea aceea se făceau 8 ani de liceu. După care s-a înscris la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din Cluj, între 1938-42, luându-și licența în literatura franceză principal și italiană secundar, în 1948, și a susținut și licența în filosofie. În perioada 1946-48 a fost asistentul lui Lucian Blaga la Catedra de Filosofie a Culturii, susținându-și doctoratul cu lucrarea Primele influențe ale simbolismului francez asupra poeziei române. A fost profesor la Universitatea din București, iar între 1968 și 1979 a funcționat ca șef al Catedrei de Limba și Literatura Română de la Universitatea din Torino, oficiind în paralel și la Universitatea Catolică din Milano. A fost președinte al Centrului Interuniversitar pentru studierea raporturilor dintre Italia și alte țări și vicepreședinte al Academiei Internaționale Leonardo da Vinci. Dintre numeroasele sale scrieri, lucrări, voi aminti câteva, sunt foarte multe, dar m-am oprit asupra a câteva, care cred că sunt mai reprezentative. Geniul Spaniei se numește o lucrare, o altă istorie a teatrului universal, Ovidiu, Marele Exilat de la Tomis, Rabelais și Renașterea Europeană, studii și eseuri de literatură universală, eseuri de literatură străină. A fost timp de 10 ani președintele de onoare al Colegiului de Redacție al revistei Portal Maiastra. Cred că vă e cunoscută revista aceasta, care are apariție trimestrială, este o revistă de cultură, editată de Centrul Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Gorj și Societatea de Științe Filologice din România, filiala Gorj, cu sprijinul Consiliului Județean. Locul de veci ales lângă biserica din Lugașul de Jos, Bihor, alături de soția sa, Adriana. Dumnezeu să-l așeze în rândul celor drepți și buni. Și întrucât, după câte știu, se va continua cu poezie,
Eu i-am scris când trăia și i-am oferit-o personal la când și-a aniversat 94 de ani. I-am scris un acrostih, recunoștință, pe care dați-mi voie să vi-l, să vi-l citesc. Ocean de neliniști pe care îl înfrunți, viața de la leagăn până la mormânt. Iubirea-ți de aproapele-i zidire de punți, drum luminos spre lăcașul cel sfânt. Inima-i tânără, auziți-o cum bate, undeva tic-tac-ui o alta înfioară. Din rostul divin nimic nu abate, restul un dor picurat jovioar. Ieri în viați civilizații de mult apuse, mă purtați magic de la o lume la alta. Bătrânul meu dascăl, vremea se duse, azi ni s-a decis între alta și mașină.